Binecuvintează, Doamne Iisuse Hristoase, pe cei ce ascultă și împlinesc cuvântul Evangheliei Tale. Povestea continuă, Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 4. Iar Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie timp de 40 de zile, fiind ispitit de diavolul. Și în aceste zile nu a mâncat nimic și sfârșindu-se ele a flămânzit. Și a zis diavolul, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, zi acestei pietre să se facă pâine. Și a răspuns Iisus către el, scris este, că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. Și suindu-l diavolul pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile lumii și a zis diavolul, ție îți voi da toată stăpânirea aceasta și strălucirea lor, căci mi-a fost dată mie și eu o dau cui voiesc. Deci dacă tu te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Și răspunzând Iisus i-a zis, mergi înapoi a mea, Satanu, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui unuia să-i slujești. Și l-a dus în Ierusalim și l-a așezat pe aripa templului și a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de aici jos, căci scris este, îngerilor săi va porunci pentru tine ca să te păzească și te vor ridica pe mâini ca nu cumva să lovești de piatră piciorul tău. Și răspunzând, Iisus a zis, s-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și diavolul, sfârșind toată ispita, s-a îndepărtat de la el până la o vreme. Și s-a întors Iisus în puterea Duhului în Galileea și a ieșit vestea despre el în toată împrejurimea și învăța în sinagogile lor, slăvit fiind de toți. Și a venit în Nazaret, unde fusese crescut și după obiceiul său a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă și s-a sculat să citească. Și i s-a dat cartea prorocului Isaia și deschizând el cartea, a găsit locul unde era scris, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să binevestesc săracilor, m-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima, să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea, să slobozesc pe cei apăsați și să vestesc anul plăcut Domnului. Și închizând cartea și dând-o slujitorului, așezut, iar ochii tuturor din sinagogă erau ațintiți asupra lui. Și el a început a zice către ei, astăzi s-a împlinit scriptura aceasta în urechile voastre. Și toți îl încuvințau și se mirau de cuvintele harului care ieșeau din gura lui și ziceau, nu este oare acesta fiul lui Iosif? Și el a zis, cu adevărat, îmi vei spune această pildă, doctore, vindecă-te pe tine însuți,
câte am auzit că s-au făcut în Capernaum, fă și aici, în patria ta. Și le-a zis, adevărat zic vouă, că niciun proroc nu este bine primit în patria sa. Și adevărat vă spun că multe văduve erau în zilele lui Ilie în Israel, când s-a închis cerul 3 ani și 6 luni, încât a fost foamete mare peste tot pământul. Și la niciunul dintre ele n-a fost trimis Ilie, decât la Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă. Și mulți leproși erau în Israel în zilele prorocului Elisei, dar niciunul dintre ei nu s-a curățat decât Neeman, sirianul. Și toți, în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut de mânie și, sculându-se, l-au scos afară din cetate și l-au dus până pe sprânceana muntelui, pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce în prăpastie. Iar el, trecând prin mijlocul lor, s-a dus și s-a coborât la Capernaum, cetate a Galilei, și îi învăța sâmbăta. Și erau uimiți de învățătura lui, căci cuvântul lui era cu putere. Iar în sinagogă era un om având duh de demon necurat și a strigat cu glas tare, lasă, ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai venit ca să ne pierzi? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Și l-a certat Iisus zicând, taci și ieși din el. Iar demonul, aruncându-l în mijlocul sinagogii, a ieșit din el cu nimic vătămându-l. Și frică li s-a făcut tuturor și spuneau unii către alții zicând, ce este acest cuvânt, că poruncește duhurilor necurate cu stăpânire și cu putere și ele ies. Și a ieșit vestea despre el în tot locul din împrejurimi și, sculându-se din sinagogă, a intrat în casa lui Simon, iar soacra lui Simon era prinsă de friguri rele și l-au rugat pentru ea. Și el, plecându-se asupra ei, a certat frigurile și frigurile au lăsat-o, iar ea, îndată sculându-se, le slujea. Dar apunând soarele, toți câți aveau bolnavi de felurite boli îi aduceau la el, iar el, punându-și mâinile pe fiecare dintre ei, îi făcea sănătoși. Din mulți ieșeau și demoni care strigau și ziceau, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dar el, certându-i, nu-i lăsa să vorbească acestea, că știau că el este Hristosul. Iar făcându-se ziua, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și mulțimile îl căutau și au venit până la el și îl țineau ca să nu plece de la ei. Și el a zis către ei, trebuie să binevestesc împărăția lui Dumnezeu și altor cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. Și propovăduia în sinagogile Galilei cuvântul Domnului, citire din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 4. Povestea continuă.